nedrept, inexact și cu erori. Așa a descris coaliția de guvernare ultimul raport MCV. După cum era de așteptat, PSD-ALDE a făcut praf recomandările experților de la Bruxelles. În final, după ce au închis robinetul criticilor, aleșii au deschis ușa spre teoriile conspirației. Mai mulți demnitari, printre care Viorica Dăncilă, au rostogolit în spațiul public ideea că e în joc independența României. Europarlamentarul Claudia Țapardel a mers până acolo încât a afirmat sus și tare: UE a intrat cu picioarele în suveranitatea țării noastre. Cât e manipulare și cât e adevăr în aceste afirmații? E afectată sau nu, până la urmă, independența țării noastre, după raportul MCV? Să fim niște păpuși, iar Comisia Europeană să tragă sforile? Unii analiști susțin că țara noastră a renunțat deja la unele prerogative prin semnarea tratatului de aderare. Nu e vorba de suveranitatea României care e pusă dintr-o dată în joc pentru că a mai apărut un raport MCV. Raportele MCV țin întotdeauna cont de contextul politic și ce e pe agenda de la București. De când suntem membri ai Uniunii Europene și ca orice alt stat membru, România delegă o parte din suveranitate către entitățile, instituțiile care țin de Uniunea Europeană. Deci, dacă dintr-o dată ne dăm seama că ne pierdem o parte din suveranitate, ar trebui, suntem la mai bine de 10 ani de la aderare, deci ar trebui ca cei care fac astfel de afirmații să își dea seama că suntem de mult în situația asta și că ne-am asumat-o de bunăvoie prin faptul că ne-am dorit ca țară și ca și la nivel de populație aderarea la Uniunea Europeană și ne-am asumat-o inclusiv prin Constituția pe care am modificat-o în 2003 la acel referendum. Alții consideră că, deși unele recomandări sunt extrem de dure, România nu le poate ignora. Suntem într-o stare de isterie națională pe această temă. Să ți se pare că e o conspirație împotriva României, iarăși mi se pare exagerat. După cum cred că anumite lucruri din MCV poate că sunt exagerate, dar noi putem să ne facem că nu auzim, că nu băgăm în seamă observațiile unor parteneri de-ai noștri, a unei organizații cum e Uniunea Europeană, în care am aderat, am dorit să aderăm, ne bucurăm de beneficiile acestei selecte companii. Și totuși, ce urmează după ce am primit cartonaș galben de la Comisia Europeană? Încotro duce guvernul țara asta? E un răspuns pe care trebuie să și-l dea fiecare cetățean în raport cu felul în care acest guvern se comportă în funcție, doamna prim-ministru, ministrul justiției, parlamentul în ansamblu, și să acționeze în consecință când vin alegeri. Important e ca lumea să se informeze, să evalueze după propria minte, nici după ce zice guvernul, nici după ce zice Bruxelles-ul sau altcineva, și să participe la vot. Cetățenii sunt cei care dau substanță democrației, fie prin participare, fie prin lipsa participării. Așa că e ușor acum fie să dăm vina pe guvern sau pe democrație în general, dar lucrurile astea au rădăcine foarte concretă când vine vorba de proceduri și vorba de alegeri. Să nu fim paranoi, să nu fim... E cel mai simplu lucru să fii paranoic, să vezi conspirații peste tot, să... Hai să... Încercăm să atragem fonduri europene în România, să ne facem șosele, să ne facem, ce facem cu învățământul din România, nu să facem școli neapărat, ce facem cu sistemul de învățământ din România, ce facem cu sistemul de sănătate publică din România, da? Cred că astea sunt problemele și, repet, cum atragem fondurile europene care ne sunt la dispoziție și, în rest, tot ce e pe lângă asta mi se pare butaforie, mi se pare zgomot de fond. Chiar citeam astăzi o analiză a lui Ionuț Dumitru de la Consiliul Fiscal care spunea că am ajuns cu investițiile ca procent din PIB la nivelul anului dinainte de intrarea în Uniunea Europeană, adică la 2,8% din PIB, ceea ce este foarte puțin. Cu investițiile publice, timp în care am mărit salele la bugetari, sigur că e o spirală care mie îmi dă fiori. În raportul MCV, publicat de Comisia Europeană, cel mai dur de până acum, politicienii de la Bruxelles cer României să oprească modificarea codurilor penale, să suspende noile legi ale justiției și să înceteze procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr. În cazul în care nu vor fi aplicate aceste recomandări, este posibil ca țara noastră să fie privată de mai multe beneficii, cum ar fi fondurile europene și aderarea la spațiul Schengen.